Bună ziua, numele meu este Daniela Efrim și astăzi vom fi pe urmele lui Tales. Un trăgător se antrenează pentru concursul de tir cu o armă ce are lungimea de 80 cm, trăgând într-o țintă aflată la distanța de 100 de metri. Cu cât deviază glonțul în cazul când capătul cel al țevii deviază la 2 mm? Triunghiul ACC' este asemenea cu triunghiul AD'. Rezultă AC supra AD egal cu AC' supra AD' egal cu CC' supra DD'. AC egal cu 80 cm, adică egal cu 0,8 metri. AD egal cu 100 metri și CC' egal cu 2 mm, adică 2 mm egal cu 2 împărțit la 1000 metri, 0,002 metri. Înlocuind, în raportul de mai sus avem 0,8 supra 100 egal cu 0,002 supra DD', de unde DD' egal cu 100 ori 0,002 supra 0,8. Simplificând, obținem DD' egal cu 0,25 metri, adică, transformând în centimetri, obținem 25 de centimetri. Avem reprezentată o masă de biliar pe care se află două bile, A și B. Bila A trebuie lovită astfel încât să lovească bila B și să atingă marginea mesei în punctul M, astfel încât unghiul AMA' este congruent cu unghiul BMB'. Determinați lungimea segmentului A'B', știind că MA egal cu 50 cm, MB egal cu 60 cm și MB' egal cu 25 cm, unde A' este perpendicular pe A'B' și BB' perpendicular pe A'B'. A'B' este egal cu A'M plus IM'B'. Unghiul AIM' este congruent cu unghiul BIM'B' și unghiul AA'M este congruent cu unghiul BB'M. Avem cazul de asemănare unghi-unghi, deci rezultă că triunghiul AIMA' este congruent cu triunghiul BIMB'. Raportul de asemănare AM supra BM egal cu AA' supra BB' egal cu IMA' supra IMB'. Avem 50 supra 60 este egal cu IMA' supra 25, de unde IMA' egal cu 50 ori 25 supra 60, adică 75 supra 6, obținem 12,5 cm. A'B' este egal cu 12,5 plus 25, adică 37,5 cm. Două trambuline sunt fixate pe stâlpul AB, montat pe marginea unui bazin de not. Se știe că AB egal cu 5 metri, BC egal cu 6 metri, CD egal cu 1,25 metri și BE egal cu 2,75 metri. Arătați că punctele A, D, E sunt coliniare. Avem că AC supra AB este egal cu 5 supra 11. CD supra B egal cu 1,25 supra 2,75. Simplificăm prin 25, obținem 5 supra 11. Obținem astfel AC supra AB egal cu CD supra BE. Și cum unghiul ACD este congruent cu unghiul ABE, unghiuri cuprinse între laturi proporționale, rezultă conform cazului de asemănare latură-unghi-latură, triunghiul ACD este asemenea cu triunghiul ABE. Din asemănare rezultă că unghiul ADC este congruent cu unghiul AEB și unghiul CAD este congruent cu unghiul BAE. ABC sunt coliniare și cum unghiurile CAD și BAE sunt congruente, rezultă că și punctele ADE sunt coliniare. Doi motocicliști, M1 și M2, pornesc simultan din punctul I, deplasându-se în sensurile indicate de săgeți. Primul pe drumul rectiliniu de 1, cu viteza constantă 80 km pe oră, și al doilea pe drumul rectiliniu de 2, cu viteza constantă de 75 km pe oră. Dacă după 24 de minute de la plecare, distanța dintre cei doi motocicliști era de 17 km, distanța nu este măsurată pe drum, ce distanță va fi între ei după o oră și 12 minute de la plecare?
Avem ca 1 a 2 egal cu 17 km. Timpul T1, 24 de minute, egal cu 24 supra 60 ore. T2 egal cu 1 oră și 12 minute, adică egal cu 60 plus 12 supra 60 ore, 72 supra 60 ore. Notăm cu A1, A2 pozițiile celor doi motocicliști după 24 minute de la plecare și cu B1, B2 pozițiile în care cei doi motocicliști ajung după o oră și 12 minute de la plecare. Viteza e egal cu D supra T, de unde rezultă că distanța e egal cu viteza ori timpul. Pentru primul motociclist, ia 1 egal cu V1 ori T1, înlocuind obținem 80 km pe oră ori 24 supra 60 ore, simplificăm ore cu ore și obținem 32 de kilometri. Pentru al doilea motociclist avem IA2 egal cu V2 ori T1, adică 75 km pe oră ori 24 supra 60 ore, adică 30 de kilometri. Pentru primul motociclist avem IB1 egal cu V1 ori T2, adică 80 km pe oră ori 72 supra 60 ore, egal cu 96 km. Se observă că IA1 supra IB1 este egal cu 32 supra 96, adică egal cu 1 supra 3. IA2 supra IB2 egal cu 30 supra 90, egal cu 1 supra 3. Aplicând reciproca teoremei lui Thales, obținem că A1A2 este paralel cu B1B2, adică, conform teoremei fundamentale a asemănării, triunghiul IA1A2 este asemenea cu triunghiul IB1B2. Scriem raportul de asemănare și obținem IA1 supra IB1 egal cu IA2 supra IB2 egal cu A1A2 supra B1B2. De unde obținem că B1B2 este egal cu 17 ori 3, adică 51 de kilometri. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!